Salutare și bine v-am găsit la un nou videoclip. În acest videoclip o să vă prezint rutina mea de dimineață. După un somn bine liniștit, intru să-mi verific site-urile de socializare. Desigur că primul lucru pe care îl fac e să-mi verific YouTube-ul, pentru că este noua mea pasiune. Nu uitați să apăsați butonul de subscribe și să apăsați pe clopoțel pentru a primi notificare. După ce îmi verific YouTube-ul, sperând și eu că am mai primit niște vizite, subscriber și etc., deși nu se întâmplă asta, intru pe Instagram și pentru următoarele videoclipuri vreau să-mi lăsați în comentarii niște întrebări, pentru că vreau să fac un al doilea Q&A și provocări, pentru că vreau să mă apuc și de provocări, desigur, dacă voi strânge suficiente. Dacă nu, asta e, vă las fără videoclipuri, glumesc, găsesc eu ce să fac. Mă trezesc, îmi arunc perna de dintre picioare, pentru că niciodată n-am suportat să mi se atingă picioarele unul de celălalt. Îi arunc niște muiști și o iau la plimbare, după ce stau puțin să mă gândesc oare ce s-a întâmplat în vis și ce trebuie să fac azi. Îmi iau lucrurile de premase care nu mai trebuiesc. Desigur că dimineața la mine e puțin mai greu și încep să umblu prin toate lucrurile și am gândurile foarte încurcate. Aici am avut un bol din seara trecută în care mâncasem niște alune. Le iau frumos toate lucrurile, le arunc unde le e locul, în cazul de față în ghiuvetă, care urmează desigur să îl spăl bolul mai târziu. Aici puteți vedea ca fiecare om mă spăl și eu pe față și pe ochi cu apă rece pentru a ne trezi mult mai bine dimineața, pentru a mă trezi. Desigur, cred că și voi faceți lucrul acesta. Mă șterg frumos să-mi iau periuța de dinți și pasta. Desigur că am fantome în casă, de-aia am mucat prosoapele. Stau jumătate de oră să îl învârt, pentru că trebuie să-l pun acolo cu grijă să nu mai cadă a doua oară. Și încep să practic o frec. Puteți observa acum mișcarea mea preferată. Desigur, și o frec destul mult și bine. De obicei, înainte dimineața nu mă spăl pentru că mai beau cafea sau mănânc. Depinde, eu am dimineți destul de diferite. În unele dimineți mănânc, unele nu mănânc. Uneori beau cafea, nu mă spăl pe dinți și mă spăl abia după sau seara. Depinde. După ce termin ce am de făcut la baie, mă duc în cameră frumos, îmi fac patul, deschid geamul. Bine, aici n-am mai filmat când am deschis geamul, pentru că degeaba mă trăisem cu o oră înainte să filmez. Și da, mi-am cam uitat de lucrul ăsta. Cam așa îmi fac eu patul, arunc repede alea acolo și cam asta e. Apoi trec la făcut curat pe birou. După cum puteți vedea aici, am avut niște căști pentru că mai alerg, mai ascult muzică, fac anumite lucruri sau ascult muzică în timp ce scriu. Apoi trec frumos să-mi iau toate hârtiile, pentru că eu când mă apuc să scriu trebuie să-mi împânzesc ideile pe o grămadă de hârtii. Puteți vedea acolo grămadă de schițe. Îmi iau caietele, le arunc în sertar. Bine, într-un sertar în care desigur este loc, pentru că sunt aproape plin. Nu știu cu ce mare încărcătură e acolo. Din 3 sertare, 3 sunt pline. Bine, 4, că ultimul acolo e secret, nu se intră. Cum am spus, îmi fac ordine pe birou și cam aia e dimineața. Apoi mi-a prins calculatorul și mă pun să mă joc. Nimic special. Sau, depinde, mă pun să mă joc sau intru și fac live sau intru și citesc niște știri și cam atât. Cam asta e rutina mea în fiecare dimineață. Sper că v-a plăcut. Până atunci, nu uitați să lăsați un like, un share, un subscribe și ne vedem data viitoare. Pa!